Bună ziua, Târgu Jiu! Bună ziua, Gorj! Good afternoon, ladies and gentlemen! We are so happy and honored that Dynamite Fighting Show has finally made it to your beautiful city for the first time ever with such a memorable event. Yes, Dynamite Fighting Show 24 taking place tomorrow night. And we want to thank all our fans for coming along today to UNNA Summer Events for the official weigh-in and press conference. And believe me, we have some spectacular surprises in store for you this afternoon. But now, ladies and gentlemen, without further ado, let's hear a warm welcome for my co-host, the one, the only, the beautiful and talented, Francisca! Thank you! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Peter! Peter Linca este colegul meu din această seară și de mâine. Așadar, bună seara, Târgu Jiu! Bună seara, Gorj! Suntem bucurați și suntem bucuroși și foarte onorați de faptul că Dynamite Fighting Show ajunge prima dată în acest oraș cu un eveniment, o să vedeți, va fi spectacol. Bine ați venit, așadar, la ediția numărul 24 Dynamite Fighting Show. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți prezenți aici la UNNA Summer Events pentru cântarea oficial și conferința de presă care vor avea câteva surprize spectaculoase. Veți vedea mai târziu despre ce e vorba. Gala Dynamite Fighting Show de la Târgu Jiu este sold out. Fapt pentru care vă mulțumim și cei care nu ați apucat să luați bilete, puteți urmări gala în direct pe Pro Arena, dar și pe canalul de YouTube al Dynamite Fighting Show. Acum însă este momentul să îi cunoaștem pe sportivii implicați în gală. Mâine seară, la Superba, sala sporturilor din Târgul Jiu, vom avea un total de 15 lupte, dintre care 12 în main card și 3 în undercard. Primele meciuri vor începe la ora 18:30, iar luptele principale de la ora 20. Evenimentul va fi transmis în direct pe Pro Arena, dar și pe platforma Warrior Code. Peter? All right, thank you, Francesca. Ladies and gentlemen, tomorrow night we will witness a Cruiserweight Pyramid Tournament featuring 8 of the best fighters in Romania in this weight division. The tournament will determine the first DFS Cruiserweight champion, and the winner will take home a prize of 10,000 euros. And the new champion will become the mandatory challenger for the ISCA world title. And tomorrow night's main event will feature a spectacular title unification bout for the DFS and the ISCA middleweight titles, with the winner taking home both championship belts. This will be 5 rounds of war. A much-awaited rematch between two sworn rivals, Kulin KO Hunter Petrișor and Valentin, the young samurai Mavrodin. Și înainte de a începe conferința de presă, vreau să le mulțumim sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment. Superbet, Primăria Municipiului Târgul Jiu, Consiliul Județean Gorj, Forneti, UNNA Events, Aquavia, Born Winner, Monster Energy, Day Security, Heiner Electrocasnice, Pix Sport, Armura, ProTV, Redis, TMG Guard, PSG One Security, Artego, Inspired by UNNA Events, Farmacia DAV și Academia Cătălin Moroșanu. Partenerul tehnic este Federația Română de Kempo. Evenimentul se desfășoară sub egida internațională a ISCA. And ladies and gentlemen, we will start our weigh-in with the 3 undercard bouts, which will begin at 6:30 tomorrow night and will feature 2 fighters from Gorj. In the first bout, we have a very special Ashihara Rules Jewel. So, let's hear a huge welcome for our first fighter, Gorj's own Ionet Popescu! All right, and... All right, Ionet Popescu, official weight 83.9 kilograms. 83.9 kilograme.
Și l-așteptăm și pe adversarul său. And now, his opponent, let's hear it for Stefan Laszlo from Brașov. Stefan Laszlo weighs in at 83.2 kilograms. 83.2 kilograme, Stefan Laszlo. Facem o poză. Hai să-l încurajăm cu un rând de aplauze. Și am câteva întrebări pentru voi. Nu plecați nicăieri. Stați aici. Ce așteptări ai de la meciul de mâine? Bună ziua! Sper să fie foarte bine pentru amândoi. Nu poate fi bine pentru amândoi, va fi bine doar pentru unul. Știu asta. Sper să câștig, să fac un meci destul de bun. Peste o lună și un pic o să avem și un campionat național la Piatra Neamț. Va fi un campionat destul de puternic pentru stilul nostru. Dar important este că mâine să facem un meci destul de puternic și să arătăm lumii despre stilul nostru, ca și hara karate, că este un stil destul de bun și de puternic. Ok, haideți să ne încurajăm cu un rând de aplauze și vreau să știu care sunt așteptările tale pentru meciul de mâine și dacă ești pregătit. Da, mă simt foarte pregătit pentru meciul de mâine. Cu siguranță va fi un meci neașteptat pentru cei care urmăresc această gală și va fi un meci aparte pentru o gală de kickbox, dar cu siguranță va fi un meci care se va ridica la nivelul așteptărilor pentru acest eveniment. Haideți să-i aplaudăm! Vă mulțumim foarte mult! Ionuț Popescu și Stefan Laszlo, vă mulțumim foarte mult! And now we continue with a heavyweight bout from Timișoara, making his DFS debut. Please welcome David Kovac. David Kovac weighs in at 115 kilograms even. 115 kilograme, David Kovac. And now his opponent from Craiova. Please welcome Alin Nicola. Alin Nicola weighs in at 111.6 kilograms. kilograme. Și adversarul său, stați acolo, la poză, frumos. Haideți să-i încurajăm cu rând de aplauze, pentru că vor lupta mâine, pentru că ne așteaptă o gală frumoasă, spectaculoasă. Spectacolul este garantat la Dynamite Fighting Show, iar voi nu plecați nicăieri, rămâneți aici pe mijloc, alături de promotorul Cătălin Moroșanu. Vreau un pic mai multă viață și un rând de aplauze, pentru că mâine avem un eveniment mare. Vrem să știm dacă sportivii noștri sunt pregătiți. Da, m-am pregătit foarte bine pentru acest meci, fiind primul de profesioniști din cariera mea. Și vreau să fac un show mâine seară. Ok, mulțumim! Vreau să știu dacă tu crezi că vei învinge mâine. Eu știu cum m-am pregătit, cu siguranță o să înving, știu ce pot și știu unde vreau să ajung. Dar dacă ți-ai studiat adversarul, care sunt aturile tale? Ce crezi că ai tu în plus care te va face să câștigi? Forța, atitudinea și condiția fizică. Fie ca cel mai bun să câștige, domnilor și domnilor. Mulțumim mult! And our last undercard fight will be in the light heavyweight division. From Bucharest, please welcome Alin Răducu. Alin Răducu weighs in at 81 kilograms even. 81 de kilograme, Alin Răducu, și l-așteptăm pe adversarul său. And now, please welcome his opponent from Târgu Jiu, Andrei Bujor.
Andrei Bujor weighs in at 82 kilograms even. 82 de kilograme. Haideți să încurajăm cu rând de aplauze să iasă o poză frumoasă de confruntare acolo. Ok, stați aici. Vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă ai emoții pentru mâine seară, ținând cont de faptul că tu ești acasă la tine. Nu am de fel... Și să spun că nu am de fel emoții, sunt foarte pregătiți. Sper să facem mai frumos. Mulțumim mult! Crezi că te va intimida faptul că adversarul tău este de aici, din Târgu Jiu? Nu, din contră. O să-i arăt că sunt mai bun ca el. Sper că a venit pregătit pentru acest meci, iar mâine cel mai bun va câștiga. Cu siguranță! Aplauze, doamnelor și domnilor! Good night tomorrow night, gentlemen! Ok, vom lua o scurtă pauză, nu plecați nicăieri, pentru că ne vom întoarce foarte curând, în câteva minute. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici, sunteți minunați și abia aștept să văd sala plină de mâine. Cântarul înainte de gala de la Târgu Jiu de peste 24. Ok, domnilor și domnilor, vă invităm să luați un loc pentru că mai avem câteva meciuri de anunțat. Vă mulțumim foarte mult! Mergem mai departe, Peter. All right, ladies and gentlemen, we continue the way with our super fights. The next one is in the middleweight division. From the Netherlands, please welcome Damian Johansson. And from Romania, Andrei the Bone Crusher Varga. And for the second time in the history of the DFS, we have a female bout. Please welcome Denisa Vulpe. And her opponent, Christina the Queen of Hell, Reduz. Bun, eu și începe cu Damian. Which advice do you receive from Remy Boniaski? What advice did you receive? What advice did you receive from Remy Boniaski? From Remy Boniaski. Yeah, nothing special. Just do what I do every day and beat this guy up. Andrei. Cum se vede lupta cu un astfel de luptător despre care se spune că este unul dintre cei mai talentați luptători pe care i are Remy Boniaski? În primul rând, salutare tuturor. Talentul nu contează, am muncit foarte mult și sunt sigur că am muncit mai mult decât el și victoria o să fie a mea. Indiferent de decizie, knockout, indiferent de nimic, nu contează nimic. O să câștig eu. Tu întotdeauna promiți show, ai spus că va fi show și astă seară. Transmite un mesaj. Ce să-i transmit? Să se ține bine pe picioare. Pe engleză. Mai greu. He's sure he will win tomorrow night because... Yeah. He's really prepared and he has no fear for tomorrow. Denisa, ai spus despre adversara mea că este frumoasă, dar mâine va dispărea frumusețea. Bună seara tuturor! Da, dar acum nu știu cum să dau în ea, fiindcă voi încerca să dau cu... voi încerca să nu dau atât de tare, fiindcă nu-i iau farmecul. Și mi că țin opinia că e foarte frumoasă, dar asta nu mă va ajuta deloc în pic. Foarte frumos mesajul pe care l-ai primit. Ai văzut, Denisa, ai primit și aplauze din public. Cristina, cum te simți? Și e cumva, sau duce Denisa discuția în planul acesta, ești foarte frumoasă, dar eu sunt mai puternică, sunt mai talentată și o să te fac praf? Prima oară
primul rând bună seara Târgu-Jiu și în al doilea rând vreau să demonstrez că o femeie poate să fie și frumoasă și puternică. Și spre deosebire de ce consideră adversara mea, vreau să arăt că în mine zace un adevărat spirit de luptătoare. Dacă în adversara ta stă un spirit de adevărată luptătoare, Denisa, în tine ce zace? Tuturor, mâine seară. Deci, fetele au fost mai tare din această seară la declarații, da? Fiară, cu o putere zvâc, să fie sard, nu știu, ringul. All right, Cătălin Moroșanu, if we can have you up once again for the win. First man to the scales, Damian Johansson. kilograms is the official weight for Damian Johansson. 71.2 kilograme Damian Johansson. And now his opponent, Andre the Bone Crusher Varga. Andre the Bone Crusher Varga weighs in at 72 kilograms even. 72 de kilograme cântărește Andrei Varga. Haideți să-i încurajăm cu rând aplauze! Ok, vă mulțumim! Și cu fața la public, hai să iasă o poză frumoasă și veselă! Măcar înainte de meci! Vă mulțumim foarte mult! Good luck tomorrow night, gentlemen! And now the ladies! First up, Denisa Vulpe! Haideți cu rând mai puternic de aplauze pentru că vin două fete avem și noi la gala asta. Denisa Vulpe weighs in at 55.8 kilograms. 55.8 kilograme cântărește Denisa Vulpe. And now her opponent Cristina, the Queen of Hell Reduț. Official weight for Cristina Ruduț, 55.8 kilograms. Asemenea adversarei sale, 55.8 kilograme cântărește și Cristina Ruduț. Haideți să ne încurajăm cu un rând de aplauze! Abia aștept să văd acest meci de mâine seară. După declarațiile fetelor va fi wow! Vă mulțumim Good. Foarte mult! Succes! Good luck tomorrow night, ladies! And now, two more super fights before we arrive at the main event. An open weight division from Spain. Please welcome Bogdan Shanava. Please welcome him with some applause. Thank you. And his opponent from Romania, Claudiu the Prince Rudei. Fight in the light heavyweight division from Greece. Please welcome Alexandros Chrysokoidis. And his opponent from Romania, Bogdan Nastase. First question is for Alex Dicanis, and how do you see your opponent? I am fine. How are you? My opponent is a very strong guy, experienced guy, and I'm looking forward to fight. Claudiu, adversarul tău are mai cuvinte de laudă pentru tine, dar nu pot să trec fără să observ și galeria aici, în Târgu Jiu. În primul rând, bună seara, Târgu Jiu! Bucur și sunt onorat să fac parte din echipa Dynamite Fighting Show. Tot respectul pentru adversarul meu că a venit să lupte cu mine, dar mâine seară eu voi câștiga. Maestre, maestre, nu? Un cuvânt mai am și eu de spus. Cătălin,
Apreciez foarte, foarte mult. Am avut mare emoții când ai avut un discurs aici pe scenă. Asta le transmit și eu toți tinerilor. Lăsați prostiile, apucați-vă de sport, orice fel de sport. Și ce credeți? Dacă vă ascultați părinții și vă respectați colegii și profesorii, veți ajunge foarte bine în viața voastră. Vă pun pe toți, dragii mei. M-aș bucura să avem un tineret frumos și cald. Vaitano, what do you know about in English or in habla en español? Hablo español and my English is very bad. It's a future skill. I need practice. Improve. Practice. Yes. Okay, habla en español. Sí, sí, sí. Puedo. ¿Qué sobre sabes tu oponente? Repite. ¿Qué sabes sobre tu oponente? Ah, it's very strong man and very famous. Muy fuerte. It's very strong, eh? And I am very happy for fight for him. Ahora en español, así que nada, gente, estoy muy feliz, así que ¡a fútbol! ¡Bam, bam, bam, bam! Mai ușor, brodere, că suntem cu inima pe aici. Bogdan, gracias, muchas gracias. Bactan. O secundă. Mâine seară, promit că te voi bate foarte frumos, tehnica la carte, și încă o dată îți mulțumesc că ești adversarul meu. Vom face un meci foarte frumos. E aici. E dificil. Que el está prometiendo que mañana te va. Yes, I want that. Thank you very much. Bogdan, trecem acum la tine. Cuvinte frumoase din partea adversarului tău. Știe că ești un luptător puternic. Acum te-aș întreba cum a fost cu scăderea aceasta pentru categorie, pentru că am revăzut un alt Bogdan Astase. Bună seara, Târgu Jiu. Vreau să vă zic că mulțumesc frumos că lupt aici la Târgu Jiu. Prima dată când lupt la Târgu Jiu și o să fac un meci frumos. O să-l bat pe adversar de o să-i sari capacele. Problema este că, următor, categoria a fost foarte, foarte, foarte grea, pentru că vin după o pauză de un an de zile, m-am îngrășat și a trebuit să slăbesc vreo 10 kg și ceva. Am aproape 20, maestru știe, 20 kg am dat jos. Nu e asta problema, problema este că o să fac un meci frumos și o să iasă bătaie. Ciobănașul a venit la Târgu Jiu și o să se bată, adevărat. Ok. Ok, thank you guys. Felicitări și mergem mai departe. Peter, please. All right, Cătălin Modoșanu, if we could have you back for the weigh-in. To the scales first, please. Could we have Bogdan Șanava? Bogdan Șanava weighs in at 96.5 kilograms. Bogdan Șanava cântărește 96.5 kilograme. And his opponent, Claudio, the Prince, the boy, weighs in at 98 kilograms even. 98 kilograme cântărește Claudiu Bădoi. Thank you guys. Good luck tomorrow night. And now the light heavyweights. First up to the scales, Alexandros Chrysokoidis. Alexandros weighs in at 80.6 kilograms even. 80.6 kilograme cântărește Alexandros Chrysokoidis. And now his opponent Bogdan Ciobănașul Năstase weighs in at 79.9 kilograms. 79.9 kilograme cântărește Bogdan Năstase.
Hai cu un rând de aplauze! Încurajări! Vă mulțumim foarte mult, băieți! Hai cu o poză și din față! Alright, good luck tomorrow night, gentlemen! And now, ladies and gentlemen, we move on to tomorrow night's main event, the Climax, a title unification bout for the ISCA and DFS middleweight titles, where the winner will go home with both belts. So, now, please welcome the DFS middleweight champion, Valentin, the young samurai Mavrodin. And his opponent, the ISCA middleweight world champion, Colin K.O. Hunter Petrichor. Ok, avem aici o centură ISCA și doi sportivi talentați. Nu știu de unde să încep, aștept meciul ăsta de un an de zile. Voi cum sunteți, băieți? Mavrodin, cum te simți pentru mine? Salut, Zmară! Bună seara, Târgu Jiu, Sărona! Mă simt foarte bine, chiar dacă am observat că are mai mulți susținători ca mine aici, nu este o problemă asta. Vreau să intrăm în ring, să ne războim, să plecăm acasă. Călin, este mai mult o rivalitate personală sau una sportivă între voi doi? În primul rând, bună seara, Târgu Jiu! Nu mă așteptam să am atâția susținători, am primit foarte multe mesaje de susținere, chiar nu mă așteptam, sincer. Și să-mi spun lui Zmără, nu este ceva personal, este un meci pe care îl așteptam de foarte mult timp și o revanșă bine meritată, zic eu. All right, thank you, gentlemen, ladies and gentlemen, we need to keep things moving along. Catalin Moroșanu, if we could have you up here with the belts and first of the scales, Valentin Mavrodin. Valentin Mavrodin's official weight, 69.9 kilograms. 69.9 kilograms, cântărește Valentin Mavrodin. And now his opponent, Killian K.O. Hunter Petrichor. Official weight for Killian Petrichor, 69.9 kilograms. De asemenea, Killian Petrichor cântărește 69.9 kilograms. Haideți, avem și o confruntare frumoasă. Și cu un rând de aplauze, bineînțeles, cu partea acestui public minunat. Valentin Mavrodin și Călin Petrișor, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, alături de ei Cătălin Moroșanu și Alin Huio. Alături de mine, Peter Linca. Yeah. All right, ladies and gentlemen, could we have all the fighters up on stage? All the fighters competing in tomorrow night's gala, everyone up on stage for a group photo. Așadar, toți sportivii să urce pe această scenă pentru a face o frumoasă poză de grup, pentru a se vedea ediția aceasta frumoasă Dynamite Fighting Show, a treia din anul 2024 de la Târgu Jiu, un oraș superb, în aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Ok. Pe colegul meu, Peter, alături de mine, pentru că vreau să continuăm cu prezentarea fight card-ului. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Se pare că a venit. Francesca. Ok. All right, ladies and gentlemen. Now, before we go on to the official fight card, some important news for you, but a man far wiser than me to present it. So, could you please give a warm welcome for the promoter of the Dynamite Fighting Show, Catalin Moroșanu.
Bună seara, Târgu Jiu! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi. Cred că am stat zilele astea prin Târgu Jiu și am mai fost și am găsit niște oameni minunați. Și vreau să vă felicit pentru orașul frumos pe care îl aveți, pentru educația pe care o dați copiilor voștri. Eu chiar am fost în câteva licei și am făcut o campanie anti-bullying și am cunoscut copii foarte capabili, foarte faini și asta încercam să le spun și lor. Că se poate făcând sport sau făcând un lucru din toată inima, cu toată dăruirea. Și dacă eu am putut, așa o să puteți și voi. E foarte simplu. Doar voi trebuie să vă imaginați chestia asta. Și acum, gândiți-vă, eram un copil de, nu știu, 14 ani și după ce m-am apucat de sportul ăsta, am ajuns moartea din Carpați. Și moartea din Carpați, după ce și-a terminat cariera, a ajuns promotor. Totul a fost puterea minții. Și asta încercăm și noi, sportivii, foștii sportivi, să facem un bine pentru societatea în care trăim. Mâine o să fim un show total. Mâine o să aveți și mai bun luptător din România, 10.000 de euro, avem marele premiu pentru piramidă și cu siguranță o să fiți mândri de ei. Vreau să aduc mulțumiri speciale domnului primar Marcel Romanescu. Haideți să aplaudăm, că dacă nu era el, nu vedeam aici în Târgu Jiu și datorită lui am găsit oameni minunați și deschidere pentru a face acest eveniment frumos. Domn primar, puteți să ne spuneți măcar o secundă, un cuvânt? Vă rog eu mult. Cătălin, îți mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor că sunteți la Târgu Jiu. Le mulțumesc și târgujienilor pentru faptul că am acceptat cu toții un astfel de eveniment. După părerea mea, este cel mai important eveniment sportiv și cel mai mare spectacol care se poate organiza în orașul nostru. Îi mulțumim lui Cătălin, îi mulțumesc lui Alin și lui Sergiu, gorjenii noștri, pentru că sunt alături de noi și vă garantez că vom avea un spectacol de zile mari la Târgu Jiu. Eu îi mulțumesc lui Cătălin și pentru faptul că, pe lângă ceea ce a făcut la Târgu Jiu, a ajuns în liceele noastre și mi-a dat o idee. Din acest moment, în fiecare lună, o să aduc pentru copiii noștri modele. Modele așa cum este Cătălin Moroșanu. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Dragilor, mâine de seară va fi război total. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumim foarte mult! În curând de aplauze pentru Cătălin Moroșanu! Și vreau să-l primim tot cu aplauze pe managerul Dynamite Fighting Show, Alin Huiu, care ne va oferi și el câteva detalii suplimentare despre proiectele viitoare. Bună ziua tuturor încă o dată! Ne bucurăm să ne aflăm în fața voastră și vreau să anunț un moment special, pentru că în ultimele zile, cred că ați văzut pe social media, o provocare colosală, așa cum îi spunem noi, între doi giganți, în adevăratul sens al cuvântului, doi mari sportivi ai României, care se vor confrunta pe 6 decembrie, urmează să anunțăm și locația, dar pentru că s-au tot achinat în ultimele zile, s-au șicanat așa în social media, acum este momentul să avem și față în față pe cei doi. În primul rând îl chemăm pe Cristian Angeliuc, micuțul, doar 2 metri și 10, 178 de kilograme, urmează să semneze contractul live, Cătălin Moroșanu îi aduce contractul, Sandu, o să te chem după aia, dar uite, micuțul semnează contractul. Va fi, cred că, cel mai greu la propriul meci din istoria României. Aproape 350 de kilograme acolo în ring. Te rog să stai alături de noi. Și acum, în aplauzele voastre, Sandu Lungu, primul român campion mondial la judo, o legendă a MMA-ului din România. Semnează și el în fața voastră contractul. Pentru a nu exista niciun fel de dubii că acest meci nu va avea loc. Acum urmează câte o întrebare pentru fiecare din partea Franciscăi. Ok. Îmi revine mie această misiune, ce să zic? Mă simt protejată, n-am ce să... Haideți curând de aplauze pentru acești doi coloși și vreau să întreb în primul rând dacă, nu știu dacă are rost să întreb dacă sunteți pregătiți, pentru că pare că sunteți, și care sunt așteptările, nu? Nu știu, cam în cât timp preconizezi un eventual knockout, crezi că se poate? Depinde.
Totul depinde de cum va fi acolo în ring. Ok, deci suntem pregătiți și depinde, dar vreau să-l întreb și pe Sandu Lungu dacă este pregătit și dacă el consideră că va fi, nu știu, va fi un knockout la acest meci, viitor meci? Pentru deliciul publicului lui, așa ar fi frumos. Trebuie. Haideți cu rând de aplauze și vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi. Felicitări pentru contractele proaspăt semnate. Așa, așa, aplauze. Vă mulțumim foarte mult, felicitări și succes! Abia aștept să văd acest meci. Sunt foarte, foarte curioasă de ce urmează, dar vreau să-mi spună Peter cum mergem mai departe. All right, ladies and gentlemen, like I said, we have some big surprises in store for you here in Târgu Jiu. That was one of them, and we have another one coming up now. A gentleman, yes, I can truly say he's a gentleman. Surely you have all seen his fights. He is a three-time K1 World Grand Prix champion, a true legend of this sport. Ladies and gentlemen, let's hear a big welcome for the Flying Gentleman, Remy Bonjasky. Hello, Remy. Welcome to Târgu Jiu. Thank you very much. You've become a regular feature of the Dynamite Fighting Show. What's it like being back in Romania? It's always great to be in Romania. The people, they're really nice and I love them, they love me, they want to make picture with me, I want to talk to them, so coming here is like coming home. I feel great and the weather is good, beautiful people, what more can I ask? Remy, that is really great to hear. Now we have 8 fighters here who will be competing in the Pyramid Tournament tomorrow night. Now you, we can say, are an expert at winning, not only participating in, but winning Pyramid Tournaments. What advice would you give the fighters? Well, in a tournament, it's always hard to fight in a tournament because you never know you're going to get. But some people are thinking about the second fight, the third fight. But thinking about the fight that is really there, there you got to fight. And there you got to show the people that, hey, I'm winning the first fight to get advanced to the second fight and then to the third fight. So bring a lot of ice if you want to advance to the third fight, but bring a lot of ice because that will help you during the between the fights. All right. And what advice do you give them if, for instance, they get injured along the way? Well, this sport is a very hard sport, and the thing is that even if you make a kick to someone's elbow and or to someone's knee, you will feel hurt. But you know, you can take away the pain. Pain is an emotion, you can take it away. So I will tell the fighters, continue. Try to continue and never stop. All right, Remy, thank you very much, and we look forward to seeing you at the fights tomorrow night. Ladies and gentlemen, the Flying Gentleman, Remy Bonjasky. Ok, acum a venit momentul pe care l-am așteptat cu toții, după Cătălin Moroșanu, Remy Bonjasky, Sandu Lungu, iată. O să fie nebunie mâine și eu mă bucur foarte mult că suntem în acest oraș superb și nu o să mai lungesc. Vreau să începem prezentarea cardului principal al galei de mâine seară, a treia din circuitul Dynamite Fighting Show din 2024. Și vă reamintesc faptul că main cardul va începe pe Pro Arena de la ora 20. So, Peter, let's start. All right, so ladies and gentlemen, like we said, we have the 8-man Cruiserweight Pyramid Tournament tomorrow night. 8 men, we're going to call them up in 2 groups of 4. So now, please welcome to the stage, Alessio the Punisher Serbu. And his opponent, Sebastian Lutaniuk.
also welcome Becali Budescu. And his opponent, Marius Rotaru. Ok, așteptăm presa. Cu întrebări. E în dreptul meu, așa că încep cu Sebastian Lutanioc. Tu ai fost ales pentru această luptă. De ce crezi că adversarul tău te-a ales? Și, mă rog, cum te simți? Pentru că tu lupți așa cu zâmbetul pe buze. Bună ziua, Târgu Jiu, bună ziua tuturor. Mă bucur că m-a ales. Pot să zic că nu știu de ce m-a ales. Trebuie să-l întrebați pe el. Cred că vrea să facem o luptă frumoasă, să facem show. Și de-aia am ales pe mine. Acum întrebarea mea este pentru Alessio. De ce l-ai ales? Aș dori să-i demonstrez că nu sunt un singur tânăr și că pot să-i fac față și voi ajunge în finală să iau centura. Vă mulțumesc frumos! Bun, trecem la tine acum. Cum te simți înainte de meciul de mâine seară? O gală sold out cu o tribune pline și cu un fight card foarte impresionant. Vei impresiona și tu? Bună ziua tuturor! Sunt foarte pregătit. Vreau să-l întreb pe Marius Rotaru dacă chiar a venit pregătit. A venit pregătit pentru tine. Mă bucur foarte mult și ne vedem mâine seară. Marius, crezi că te subestimează adversarul tău? Da, cred că mă subestimează prin faptul că am mai puține meciuri față de ceilalți cap de serie. Francesca? Ok, mergem mai departe sau să începem cântarul oficial, să vedem. All right, so let's get the boys up for the weigh-in. First to the scales, Alessio Serbu. Official weight for Alessio Serbu, 90.4 kilograms. Alessio Serbu cântărește 90.4 kilograme. All right, now let's see his opponent, Sebastian Lutanioc. Official weight for Sebastian Lutanioc, 90.3 kilograms. Sebastian Lutanioc cântărește 90.3 kilograme. Haideți cu un rând de aplauze pentru sportivii noștri. Vor avea meciuri grele mâine seară. Dar asta totul pentru deliciul publicului. Vă mulțumim foarte mult! All right, thank you, gentlemen. Good luck tomorrow night. Now, next up to the scales, please welcome Becali Budescu. Official weight for Becali Budescu, 90.9 kilograms. Becali Budescu cântărește 90.9 kilograme și l-așteptăm și pe adversarul său. And now, Marius Rotaru. Marius Rotaru weighs in at 87 kilograms even. 87 de kilograme cântărește Marius Rotaru. Confruntarea și cu rând de aplauze din partea dumneavoastră, bineînțeles, pentru a prinde curaj pentru gala de mâine. Vă mulțumim foarte mult. All right, thank you guys. Good luck tomorrow night. And now, our next four tournament fighters. Let's hear it for Costi Mucanu. And his opponent, Danuț Hurduc. Alex Verlan. And his opponent, Ionuț the Prince Busuioc. Sportivii sunt așteptați de noi, de toată lumea și de presă pentru un rând de întrebări. Prima mea întrebare este pentru Costi Mucanu. Azi dimineața când te-am întrebat să-mi spui câte un cuvânt care reprezintă fiecare adversar, mi-ai spus despre Hurduc Apus. La ce te-ai referit? Salutare, bună seara tuturor. Bună seara, Târgu Jiu. Apus ar fi un apus, o cădere ușoară. Acolo am să mă refer, nu am nimic personal cu dânsul, doar că asta am simțit și am considerat în momentul respectiv. Poți să spun ceva? Păi te rog, era următoarea întrebare, ce-i transmiți? Curajos am fost. Nu știu dacă m-a urmărit în ultimul timp, e descendența mea, e apogeul meu la vârsta asta. Am avut meci de titlu mondial, am avut meci în glorie, ăsta nu este un apus.
Mă întorc la, la Costi, te rog, chiar voiai să-i spui ceva. Bine, nici tu nu ești la prima tinerețe. Unii dintre sportivi au spus că acum, te-au, așa te-au caracterizat, bătrân. De old boy, cum mai spun unii. Mă bucur pentru el, e în ascendență, cum zice. Eu am considerat-o așa și mențin ideea. Asta o să o vedem și mâine seară. Ne suntem pregătiți, eu sunt pregătit. Vin cu, cu tot arsenalul la mine și o să vedem mâine seară de ce vă. Bun, Dănuț? Ce ai pregătit pe de altă parte? Cred că pentru mine cel mai greu a fost să fac categoria, nu meciul de mâine, cu Costi. Și după asta cu el fac doar încălzirea, urmează meciul din semifinală și finală. Următoarea întrebare este pentru Ionuț Busuioc. Vorduc a zis că vrea meciul din semifinală direct. Crezi că tu vei fi meciul acela? Salutare tuturor, salutare Târgu Jiu. Eu consider și m-am pregătit în așa fel încât să fiu direct meciul din finală. Cum îl caracterizezi pe adversarul tău? Un sportiv tânăr de viitor și sper să facem un show foarte mare. Show? Să ne așteptăm în acea mâine seară? Să ne așteptăm mâine seară la show? Ar trebui așa să, să bubuie sala. Prima dată, bună seara tuturor, Târgu Jiu, mulțumesc frumos pentru prezența la toată lumea. Și permiteți să vă spun că știu că sunt necunoscut aici în România, iacă am avut o copilărie în Spania, în străinătate. Dar cum adversarul meu este neînvins în DFS, eu pot să vă spun cu mândria mea personală că eu sunt neînvins până acum în meciurile mele amateri și am un meci în profesionist care a mers și la bine, a, a fost un cheo în a doua rundă, așa că sper să-mi continui meciurile mele să fie tot regulă bune. Ai ceva emoții în aceste condiții? Emoții pot să zic față de părinții mei, din familia mea care mă susține să continui în față, să pot să răspund cu așteptările brute despre mine. Okay. Au mai fost sportivi de la Scorpion care au încercat să îmi strice șirul ăsta de victorii în Dynamite, dar n-au reușit. Așa este, așa este, nu zic că nu, dar fie roata și patrată, tot se întoarce iau dată, așa să zice. Tot pe moldovenești a fost un pic. Francisca, mie îmi sună cunoscut, nu știu de ce, că sunt și eu de pe acolo, din zonă. Așa, vreau să mergem înainte de a lua încă o pauză scurtă de publicitate, vreau să invităm sportivii la cântare. Hai, figurați, Cătălin Moroșanu, back for the official weigh-in, up to the scales now, Costi Mucanu. Costi Mucanu weighs in at 90.5 kilograms. Costi Mucanu cântărește 90.5 kilograme. And his opponent, Dănuț Hurduc. Official weight for Dănuț Hurduc at 91 kilograms even. Dănuț Hurduc cântărește 91 de kilograme. Haideți cu un rând de aplauze să-i încurajăm. Am promis un meci mare mâine seară. Vă mulțumim foarte mult! All right, gentlemen, good luck for tomorrow night. Next up to the scales, Alex Verlan. Official weight for Alex Verlan, 89.4 kilograms. 89.4 kilograme, cântărește Alex Verlan. And last but not least, Ionuț, the Prince Busuioc. Ionuț Busuioc weighs in at 91 kilograms even. 91 de kilograme, cântărește Ionuț Busuioc. Haideți și cu o confruntare să iasă o poză frumoasă. În aplauzele publicului, bineînțeles. Dragilor, acești sportivi se antrenează, depun foarte mult efort, muncesc
respectă un program greu pe care puțin din noi. And now, could we have our other tournament fighters back? Don't go away, don't go, hey, 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 don't go away. All our tournament fighters up for a big group photo with Catalin Moroșanu and the belts. Hai cu un rând de aplauze. Băieții zâmbesc acum la poze, să vedem mâine cine zâmbește. Noi îi încurajăm și le dorim succes tuturor. Mâine So ladies and gentlemen, tomorrow night one of these fantastic fighters will be the new DFS Cruiserweight Champion. Mâine seară vom avea un campion, dar până mâine seară vreau să mai luăm o scurtă pauză de câteva minute. O așteptăm pe Ioana acolo la panou. Da, da. Și la 50 de ani, încă vreau să mă simt bine în astfel de meci, două motivații să mă țin în formă, pentru că am încă copii mici de crescut, care au 9 ani și eu trebuie să mai fiu în minim 10 ani. Deci de aia zic că pentru mine e o bucurie, o motivație. Cătălin! Motivație până la 50 de ani, până la 60 de ani. Deci nu mai spune nimic, Ioana. Eu mă gândesc acum la tine, mă gândesc la tine. Deci deja mă fac să mă simt prost. Deci chiar mă gândesc serios să intru în ring. Dar mă duc serios, mă uite. Tocmai asta, mă uitam incredibil ce motivație există aici. Noi există...